Salutări, fraților amatori de cultură, eu sunt Andrei și astăzi vă voi spune și eu câte ceva despre Freud și câte ceva, dar mai puțin, despre Herbert Marcuse. Justine, cum era aia? Forță! Sigismund Shlomo Freud, născut la 6 mai 1856 în localitatea Freiburg, Imperiul Austriac, născut într-o familie de clasă mijlocie ebraică, urma să devină una dintre cele mai importante și cele mai controversate personalități științifice ale secolului XIX, dar și 20. Medic psihiatru, autorul mai multor cărți de specialitate, Freud este fondatorul teoriei psihanalitice, care încearcă să explice prin metode mai mult sau mai puțin științifice modul de formare a personalității umane. Conform teoriei psihanalizei, pe scurt, suntem conduși de două mari principii: principiul realității și principiul plăcerii. Principiul plăcerii reprezintă partea psihicului care încearcă să satisfacă instinctele primare și să ne aducă recompense fizice, dar și emoționale. În mod contrar, principiul realității este acea parte care ne cantonează și ne face compatibili cu societatea civilizată. Freud își continuă incursiunea teoretică încercând să explice legătura dintre principiul realității și principiul plăcerii. El spune că trebuie să adaptăm principiul plăcerii prin principiul realității, iar adaptarea proastă între cele două duce la apariția nevrozelor. Unde se simte ce acolo? Bravo, mă, țip la mine. Mă scuzați, am nervii slabi. Cum apare această nevroză? În viziunea lui Freud este destul de simplu: prin reprimarea exagerată a principiului plăcerii de către principiul realității. Teoria lui Freud împarte mintea, de fapt subconștientul, în trei părți: eu, partea care ne ancorează în realitate, guvernată de principiul realității; se, partea care este guvernată de principiul plăcerii, partea instinctuală; și supra-eu, care reprezintă autoritatea morală, autoritate morală dată de perceptele impuse de către societate. Ca să înțelegem cât mai bine ce înseamnă aceste trei părți ale psihicului uman, ar trebui să recurgem la o analogie destul de simplă. Eu sunt eu, iar pe umărul drept am supraeul, care reprezintă acel îngeraj din desene animate, care întotdeauna spunea personajului principal să facă lucruri bune, iar pe partea stângă a umărului avem seul, care reprezinta drăgușorul, care întotdeauna spunea oamenilor sau personajului principal să facă lucruri greșite sau mai puțin bune. Un percept ce ține, spre exemplu, de autoritatea morală care guvernează supraeul este reprezentat de monogamie, pe care o întâlnim în religia iudeo-creștină, ce a adus la dezvoltarea societății civilizate occidentale în care trăim astăzi. În timp ce seul, care reprezenta drăgușorul din desenele animate, îi spune eului că poate să întrețină relații intime fără niciun fel de inhibiții. Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua, mu. Supraeul vine, conform perceptului moral organizat în societatea occidentală, vine și îi spune eului să își mențină același partener pe o perioadă mai lungă de timp. Cetățeană Mocuță Stella, de bună voie și nesilită de nimeni ei în căsătorie pe cetățeanul Steria de Gheorghe. Ce faci, dragă, mă iei? Da. Mă ia, că de-aia am venit. Cu privire la critica societății, Freud afirma următoarele lucruri. Civilizația noastră este, în general vorbind, fondată pe suprimarea instinctelor, făcând mai departe referire în mod principal la instinctele sexuale. Societatea ne dă multe, dar ni le dă ca pe dictate, impunându-ne ce și cum să facem. În ceea ce privește instinctele sexuale, Freud intră foarte mult în această parte, în psihanaliza sa, încercând să descrie suprimarea și prin complexul lui Oedip și prin cele 5 faze de dezvoltare a personalității umane, pe care cel mai probabil le vom dezvolta într-un videoclip următor. Trebuie să spunem că Freud este printre primii oameni de știință care au desfăcut acest drum către cunoașterea subconștientului, el fiind prima persoană care menționează existența acestei părți a minții umane. Cu toate acestea, Freud nu era cel mai mare fan al studiilor controlate, dar nici al datelor empirice. Astfel nu putem vorbi de o bază științifică solidă în ceea ce privește aplicarea psihanalizei în psihologia clinică de astăzi. Să trecem la Herbert Marcuse, unul dintre cei care l-au studiat foarte amplu pe Freud, unul dintre analiștii lui cei mai de seamă,
este fost membru al școlii de la Frankfurt sau al Institutului de Studii Sociale și întemeietorul sau mai degrabă spus părintele frazei Make Love Not War. Cine era Marcuse? Am spus că era membru al Institutului de Studii Sociale sau Institutul de Studii Marxiste de la Frankfurt. Ei bine, el era un filozof marxist. Știți voi, Karl Marx, autorul partidului, manifestul Partidului Comunist, comunism. Filozof fiind, Marcuse încearcă să-l interpreteze pe Freud prin intermediul curentului ideologic care se năștea în Europa secolului XIX, adică marxism. În cartea sa, Eros și civilizație, Marcuse interpretează foarte bine pliat pe ideologia marxistă anumite idei din psihanaliza lui Freud. Un aspect important ce mi-a atras atenția în cartea lui Marcuse este faptul că el considera supraeul ca rezultat al influenței părinților asupra copiilor și normal pentru marxist care, conform ideologiei marxiste sau comuniste, postulează educarea copiilor de către stat, nu de către familie. Inspirat de teoria lui Freud, deși Marcuse o duce puțin la extrem, teza sa susține eliberarea sexuală de sub jugul autorității morale și satisfacerea erotică fără niciun fel de inhibiții. Toate acestea în virtutea progresului, după cum afirma, citez: prețul progresului este înspăimântător de mare, dar vom învinge. Unii teoreticieni relativizează ceea ce spune Freud în teoria sa și încearcă să redirecționeze aceste idei astfel încât să corespundă viziunilor lor filozofice cât și ideologice. În acest caz, fiind vorba de viziunea ideologică neocomunistă a lui Herbert Marcuse. Eu cam atât am avut să vă spun, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare!